Acolo m-am întins mâinile pe lemnul de durere și am strigat înaintea tatălui Stamanacul și Stamanacraido, iertare de pe lemnul de durere, Stamanacraide, simțește-mă, simțește-mă că sunt în mijlocul tău și cercetez fiecare inimă, cercetez fiecare suflet, Stamanacraide, și iată vreau să vă dau puteri noi. Vreau să vă întăresc, vreau să vă ridic, vreau să vă mângăi și vreau să mă năgraite, să vă dau nădejde sfântă. Aleluia! Pentru că vremurile care vă stau în față, poporul meu, sunt vremuri grele și amanatraite, vremuri de strâmtorare, stiperocantul și maniabel, și fără datorul meu și fără puterea mea, Stamanacraide, nu veți putea să rămâneți, Stamanacraide, în picioare, zice Dumnezeu cel Sfânt. De aceea vă spun, strângeți rândurile, zice Dumnezeu cel Sfânt, Stamanacraide, și maniabel. Ridicați, Stamanacraide, steagul de birință tot mai sus, zice Dumnezeu cel Sfânt. Dar însă în dimineața aceasta, iată, vreau să vă științez, se paro cantor și mania praido, fiecare să-și samana granto și mania praido, deschidă inima și să-și facă o cercetare lui însuși, Dumnezeu cel Sfânt, fiecare să vadă cum stă înaintea mea samana praide, fiecare să vină samana granto și mania praido, cu căință samana graide, că încă sunt îmbrăcat în haina de milă și de îndurare. Și încă sângele meu mai poate curăți, zice Dumnezeu cel Sfânt, Stamanacraide, și maniabel, iată te cedești, științez, poporule, Stamanacraide, și maniabel, inima ta nu-i predată total mie, zice Dumnezeu cel Sfânt. Mai aveți multe lucruri, Stamanacraide, de dezbrăcat și de lăsat, zice Dumnezeu cel Sfânt. Unul care siperocanto nu-mi place, aveți mânie, zice Dumnezeu cel Sfânt. Chiar și unii din familiile voastre vă urât, Stamanacraide, și maniabel. Căutați să dați mână de împăcare unii cu alții, Stamanacraide, și maniabel. Ca eu să pot să lucrez, zice Dumnezeu cel Sfânt. Vă clevetiți, zice Dumnezeu cel mare și puternic, și iată, Stamanacraide, și maniabel, aveți mulți siperocanto, idol străin în inimile voastre, zice Dumnezeu cel Sfânt. O, dacă ați sta de vorbă cu Dumnezeul vostru, cât stați în fața siperocanto, icoane vorbitoare, câtă binecuvântare aș lăsa peste voi, într-o clipă ați plădărnici planul vrăjmașului, zice Dumnezeu cel Sfânt. Dar iată, vă vreau cu gelozie, vă înștiințez, poporul meu, Stamanacraide, nu luați lucru de apucat, nu priviți, Stamanacraide, și maniabel, la siperocanto, și maniabel, făptura care vă vorbește, ci priviți la cel care a vorbit, nu Moise din rug, Stamanacraide, și maniabel, perdomanocraide, și maniabel, și luați aminte, zice Dumnezeu cel mare și puternic, Stamanacraide, și maniabel, zidiți altare în corturile voastre și iată, nu lăsați să stingă focul de pe altare. Ridicați rugăciuni fierbinți cu lacrimi și cu post și cu rugăciune pentru odraslele voastre, zice Dumnezeu cel Sfânt. O, dacă ați ști ce vrea vrăjmașul să facă, Stamanacraide, vrea să-i smulgă din mâinile voastre, Stamanacraide, vrea să le strice inocența care am pus-o în ei și să-i facă niște roboți, Stamanacraide, și maniabel. Cel ce va lua minte, zice Dumnezeu cel Sfânt, mamelor, Stamanacraide, vărsați lacrimi fierbinți, Stamanacraide, taților, învățați-vă odrasele, fiți preoți în corturile voastre, Stamanacraide, și maniabel.
ca eu să-mi fac numere de slavă, să nu se piardă niciunul dintre acei micuți, zice Dumnezeu cel mare și puternic. Mai vreau să vă înștiințez și pe voi, zice Dumnezeu cel sunt, care sunteți păstorii poporului meu. Căutați oile mele rătăcite, căutați oile bolnave, căutați pe cei căzuți, să mă înagrai dintre lăvari și aduceți-i în harul de poposire, să mă înagrai de Efragote, parocantuși, ce mai neaveai, căci vine vremea și nu-i departe, zice Dumnezeu cel sunt, când iată si parocantuși, ce mai neaveai, voi să mă înagrai de trage linie și voi trece oile mele pe sub toiagla numărătoare, zice Dumnezeu cel sunt, și dacă va fi una lipsă, va da socoteală, zice Dumnezeu cel sunt. Faceți să mă înagrai pe lucrul acesta și mai aduceți suflete la mântuire. Vestiți vestea bună a mântuirii până să mai poate, căci vremurile sunt grele. Iată vă vor închide să mă înagrantu și mai neavol și vor să mă înagrai de obliga la lucruri care nu sunt plăcute mie, dar cel ce va răbda să mă înagrantu și mai neavol până la capul și să va împotrivi până la sânge, zice Dumnezeu cel sunt. Iată eu am dat totul să mă înagrantu și mai neavrai și sângele și viața și trupul să fie zdrobit, zice Dumnezeu cel sunt. Răbdați și voi să mă înagraide, ca să aveți parte să faravol și mă înagraide de veșnicia care v-am pregătit-o să mă înagraide după aceste încercări, că nimic în dinaș scurcat nu va intra în împărăția cerului. Cel ce va răbda până la sfârșit va primi cu una nevestejită a vieții, zice Dumnezeu cel sunt. Șamana Graide, șemania Graide și o haină albă de mireasă ca să se bucure dinpreună cu cel șamana Graide care va chema, zice Dumnezeu cel sunt. Iată șamana Graide, șemania Graide. În dimineața aceasta vreau să fac o scăldătoare locului. Și voi vindeca trei suflete ca să vedeți că Dumnezeu s-a prezentat la lucru în face vouă.